Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este directorul STB, Adrian Criț. Mulțumim foarte mult că ați venit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Criț. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Trecem în București printr-o perioadă cu temperaturi record. Și sigur, pe multe dintre liniile transportului în comun al capitalei, e un adevărat chin să mergi. Asta e realitatea. Cum arată așa o hartă? Ce ar trebui să evităm totuși dacă nu vrem să transpirăm, să murim de cald, pentru că n-aveți aer condiționat? Mi-aș dori să facem o analiză completă vis-a-vis de trecutul Societății de Transport București din ultimii 10 ani, de prezent și de viitor, dacă e posibil, pentru că dacă vorbim de starea parcului de vehicule, pot spune că avem în dotare cele 400 de autobuze autocar achiziționate în anul 2018, dotate cu aer condiționat. Avem de asemenea 130 de autobuze Mercedes Citaro hibrid și mai circulă și aproape 400 de autobuze Mercedes Euro 4, generația 2007-2009, niște vehicule foarte vechi, dacă vorbim de parcul de autobuze. Dacă vorbim de parcul de troleibuze, avem 97 de troleibuze Iris Bus, dotate cu aer condiționat, iar la tramvaie, din păcate, nu stăm foarte bine. Acolo sunt cele 44 de tramvaie Astra furnizate începând cu luna decembrie anului trecut în București, care sunt dotate cu aer condiționat, și mai sunt circa 20 de tramvaie care au fost upgradate cu un sistem care uneori dă rateuri, e o realitate, upgradate în perioada 2018-2019. Așa, în rest, din păcate, mai avem circa 600 de vehicule în traseu care nu au fost dotate niciodată cu aer condiționat. Tocmai de aceea, noi, împreună cu municipalitatea, am decis că trebuie să noim tot ceea ce înseamnă parc de vehicule pentru a crește calitatea transportului și pentru ca cetățenii să beneficieze de un transport mult mai modern și care să respecte cerințele pe care și le doresc. Așadar, în momentul de față, mare parte a parcului auto, da, cred că, spuneați la un moment dat, sunt 1400 de vehicule care sunt simultan în momentele de vârf pe șine sau pe șosele în București. O parte semnificativă nu are niște dotări minime pentru asigurarea unui confort. Sigur, vorbim despre un parc auto enorm. Costă să cumperi tramvaie, durează să cumperi autobuze și așa mai departe. În câți ani, în ritmul ăsta, ați calculat dumneavoastră că vom avea mijloc de transport în București care să fie dotat pentru a asigura un confort adecvat? Discutăm din punct de vedere administrativ, știm că sunt niște etape de derulare a oricărei achiziții la nivel european, pentru că și legislația din România e adaptată cele europene. Pot spune însă că a existat o implicare foarte bună atât a Societății de Transport București, cât și a Primăriei Municipiului București, astfel încât am reușit în ultimii ani să contractăm și deja au început să sosească vehicule, astfel încât parcul să fie îmbunătățit. Spuneam anterior că 44 de tramvaie dintr-o sută circulă deja pe străzile, pe șinele din municipiul București. De asemenea, există un contract semnat pentru furnizarea a 100 de troleibuze cu termen de livrare până în luna martie a anului 2024, primul vehicul sosind în luna decembrie 2023, conform contractului de furnizare. Și, de asemenea, săptămâna trecută s-a semnat un contract pentru furnizarea a 100 de autobuze electrice, ce vor fi furnizate, aduse până în luna decembrie a anului curent. Domnule Criț, sunteți directorul transportului public din București. Am o întrebare mai personală. Spuneți-mi,
Cu ce autobuz ați venit aici, la emisiune, pe Pandur 71? E o temperatură ridicată afară, e adevărat. Nu există un mijloc de transport direct care să vină de la Societatea de Transport București să ajungă la sediul dumneavoastră. Unde aveți? Astăzi, care este adresa dumneavoastră? Bulevardul Nicu Golescu, numărul 1. Din Nicu Golescu. 1. Căutăm pe Google să vedem. Și aveți transport public, 4 minute până în stația de autobuz, luați 122 sau 226. Da, asta spuneam, că în mod direct nu exista, e adevărat că... Trebuie să faceți o deplasare de 4 minute. Da. Știți că... Folosiți transportul public, domnule director? Îl folosesc uneori. Îl folosesc, uneori? Dat, însă dat fiind faptul că noi trebuie să fim foarte rapid în diferite zone din capitală, trebuie să folosim atât transportul public atunci când avem linii directe, cât și mașina de serviciu pentru a ajunge cât mai repede. Vreți să vă spun un secret? Obiective. Ajungeți mult mai repede unde aveți o întâlnire folosind transportul public. Dacă combinați STB-ul, autobuzele, tramvaile, troleibuzele și metroul. E o realitate, asta ne dorim și noi. E o realitate. Asta se întâmplă deja în marile metropole europene și asta ne dorim atunci când, practic, transportul public din capitală va fi bine pus la punct și vis-a-vis de o programare eficientă și existența unor benzi dedicate care să nu ducă la blocaje. Deși dumneavoastră așteptați momentul ăla în care transportul public din București va fi bine pus la punct, ca să renunțați la mașina personală. Nu, noi ne implicăm pentru rezolvarea problemelor de trafic din capitală, pentru că împreună cu municipalitatea am creat acele zone dedicate transportului public, atât pe șina de tramvai pentru autobuze, cât și benzi dedicate în anumite zone pentru autobuze. De asemenea, avem în curs de implementare alte sensuri unice și probabil știți, în zona Florească chiar se lucrează în momentul de față, astfel încât durata deplasării să fie cât mai mică. Spuneți-mi, cât credeți că vă va lua să-i convingeți pe bucureșteni să-și lasă mașina acasă și să accepte acest comportament european de care vorbea și dumneavoastră, de a folosi transportul public din oraș? Cred că e adevărat, o comunicare mai bine pusă la punct cu cetățenii Bucureștiului trebuie să aibă loc pe de-o parte. Eu pot să spun următorul aspect, copiii mei circulă cu transportul în comun. Și nu doar pentru faptul că nu dețin permis de conducere, pentru că într-adevăr ajung la anumite obiective mult mai repede, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ori consider că având o infrastructură dedicată mult mai bine pusă la punct și având mijloace de transport care se asigure niște cerințe minimale pentru călători, vom favoriza creșterea cererii de transport în capitală și utilizarea pe scară cât mai largă a acestor vehicule. Mai spuneți-mi un lucru, că bănuiesc că cunoașteți toate traseele din București. Pe ce rute nu-mi recomandați să merg? Din păcate sunt niște probleme majore în momentul de față în zona prelungirea Ghencea, dacă e să definim, unde întotdeauna există blocaje. Accesul dinspre autostrada A1, de asemenea spre centrul capitalei, acolo unde într-adevăr există o suprapunere cu linia de metro și, bun, pe toate arterele care acced în București, din zona marilor artere de circulație, sunt probleme majore, dacă ne referim și la DN1, dacă ne referim și la zona metropolitană, la accesul dinspre Mugoșoaia, pe DN1A, sunt probleme majore. De ce? Pentru că, din păcate, chiar dacă din punct de vedere comercial noi am reușit să integrăm transportul public în zona metropolitană cu Metrorex-ul și cu CFR Călători, încă există acea, să zic, luptă absurdă între marile companii de transport care gândesc acest lucru de dezvoltare nu ca și o măsură complementară, astfel încât să ducă la diversificarea ofertei de transport, ci o luptă pentru a câștiga cât mai mult călători. Acest lucru trebuie să înceteze. Am ajuns la niște discuții, am ajuns la un consens chiar cu Metrorex pe aceste decizii. E clar că transportul care nu dă conflicte de trafic trebuie prioritizat în capitală, transportul de mare capacitate,
și conectat prin park and ride-uri, prin anumite zone de parcare, trebuie să dezvoltăm în continuare această rețea. Mai spuneți-mi un lucru. Tendința asta ar trebui să fie să folosești transportul public, mai ales dacă locuiești într-un mare oraș unde serviciul ăsta este la dispoziția călătorilor. Ați observat în ultimul an că a crescut apetitul bucureștenilor pentru transportul public? Ați vândut mai multe bilete? Ați vândut mai multe abonamente, de pildă? Aveți datele astea? Avem toate datele. Monitorizăm fluxul de călători, reorientăm anumite linii în funcție de cererea de transport. Pot spune că la începutul lunii trecute a fost un summit a Uniunii Internaționale de Transport Public Local, ținut la Barcelona, unde am avut ocazia să discut cu colegi de-ai mei care dețin funcții similare la nivel mondial în tot felul de autorități și societăți de transport. În continuare, urmarea pandemiei, din păcate, în anumite mari orașe, numărul de călători rămâne unul scăzut. Asta luând în considerare și faptul că, odată cu pandemia, transformarea digitală a avut loc mult mai brusc în anumite metropole și o parte dintre angajați lucrează de acasă în continuare. Ei, eu pot să spun că în București deja am depășit numărul de călători pe care l-am avut înainte de anul 2019, pe de o parte. Iar dacă facem o comparație cu anul 2022 cu anul 2021, pot spune că am avut o creștere a veniturilor cu 30% mai mare. Acest aspect luând în considerare și implicarea substanțială în modificarea politicii tarifare atunci când am trecut de la... Păi dacă ați crescut biletul, de asta aveți o creștere a veniturilor mai mare. Avem și un număr de călători mai mare. Pentru că am făcut acea comparație efectiv de la intrarea în vigoare a prețurilor noi și a politicii tarifare noi. Când, practic, de la prețul pe semicursă s-a trecut la prețul plătit pentru o durată de 90 de minute și care a favorizat utilizarea transportului în comun mult mai bine. Și în ceea ce privește abonamentele, v-au crescut? Și numărul de abonamente a crescut și chiar e în creștere și în anul 2023, pentru că noi lunar facem analize comparative cu lunile anterioare. Avem o creștere pe anul acesta cu circa 15% a abonamentelor față de prima perioadă a anului 2022. În cazul transportului în comun e însă o întrebare, din București, o întrebare care trebuie pusă. E de fapt o creștere reală a numărului de călători și călătorii sau o scoatere la lumină, adică transformarea unor călători care nu plăteau în călători plătitori? Ne-am implicat mai mult și în partea de control. E adevărat că încă există zone rău famate și acolo apelăm la sprijinul poliției locale, la sprijinul poliției transportului din capitală, pentru sprijinul angajaților noștri. Pot spune însă că și prin digitalizarea vânzărilor și prin faptul că există o ușurință mai mare, o accesibilitate mai bună la transportul public, numărul de călători a crescut. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, Adrian Criț, directorul STB, este invitatul zilei de astăzi. Domnule director, ați introdus în ultimii ani o digitalizare suplimentară, poți să plătești acum în tot felul de, când mergi cu transportul în comun, în mai multe feluri. SMS, poți să cumperi rapid și să plătești cu telefonul. Care dintre aceste variante e cea care va aduce cei mai mulți bani? Pe care o folosesc cetățenii cel mai mult? Rămâne deocamdată, din păcate, varianta vânzării la centrele pe care noi le avem în momentul de față. Dar pot spune că avem o creștere substanțială pe diferite componente și chiar aș putea da și niște cifre, dacă sunt de interes. Din totalul vânzărilor, am ajuns ca circa 25% din volum să fie vândute prin zona online. Și aici aș evidenția faptul că deja avem, începând de săptămâna trecută, două aplicații online, aveam
aplicația 24Pay implementată începând cu anul 2021 și am dezvoltat și aplicația Youth TV pe care am lansat-o anul trecut pentru elevi și studenți, pentru a aduce facilități acestora. Și am dezvoltat-o astfel încât să putem elibera titlurile de călătorie pentru toți călătorii din București. Mai mult de atât, avem plata prin SMS, așa cum spuneați, și avem plata și pe aplicația web pe care o deținem. Urmând ca în următoarele luni, și deja e postat anunțul, prin care să integrăm toate acele e-chioșcuri care există în zona metropolitană și sunt circa 3.000, cele care în momentul de față vând abonamente pentru telefonia mobilă. Mm. Acestea pe codurile API și având tehnologia noastră, putem să le integrăm astfel încât cetățenii să poată achiziționa la orice oră tichete pentru călătorie, chiar și cu plata cash, pentru că acele automate funcționează și în zona de cash și în zona plății cu cardul bancar. E adevărat că noi am încercat să digitalizăm totul, adică și toate centrele de vânzare în ultimii 2 ani au fost dotate cu POS-uri și mai mult de atât, începând de anul trecut, toate vehiculele aflate în dotarea Societății de Transport București sunt dotate cu validatoare care permit plata cu cardul bancar direct la... Toate? În toate? În toate aceste vehicule. Deci se poate plăti cu telefonul în orice mijloc de transport, din București. Comun. Spuneați mai devreme că ați fost recent la un congres internațional unde v-ați întâlnit cu colegi de dumneavoastră, manageri ai unor companii de transport municipale din întreaga lume, la Barcelona, dacă am reținut bine. Cu ce ați mers în Barcelona, de curiozitate? Cu autobuzul. Am mers cu trenul de la aeroport la locația unde am fost cazat și de acolo cu autobuzul. Aveți o singură aplicație, nu-i așa? Da. Și... Nu, există și în Barcelona mai multe aplicații. Sigur, da, e și integrată. Adică poți să vezi exact, da, să știi exact când ajungi. La câteva minute. Și așa, noi avem acea aplicație care se numește InfoTB și care de asemenea a fost modernizată în ultima lună și care îți oferă posibilitatea aflării duratei călătoriei plecând la un anumit punct la destinație și a mijlocului de transport care se utilizează. De asemenea, acea aplicație suplimentar informează călătorii și face referire și la mijloace de transport care sunt dotate cu rampă pentru persoanele cu dizabilități și arată și peroanele care sunt cu accesibilitate sporită. Noi sperăm cât mai repede ca toate vehiculele să aibă posibilitatea utilizării de către persoane. Poți să știi în București cu siguranță când te urci într-un mijloc de transport în comun la ce oră vei ajunge unde vrei? Cu certitudine, în condițiile, e o valoare, e un timp estimat, trebuie să fim realiști, pentru că, așa cum spuneam, nu există practic liniile integral dedicate transportului public local. Dacă vom ajunge acolo și vom identifica soluțiile prin care să reducem conflictele de trafic, și există investiții în acest sens ale municipalității, prin BTMS, prin prioritizarea transportului public local, atunci călătorii... Sunt zone în București, așa este, unde ai linii prioritare de autobuz, spre exemplu, da? Zona Unirii, pe splaiul Unirii, ai o bandă prioritară de autobuz. Cred că treceți și dumneavoastră pe acolo. Câți șoferi nu o iau pe acea bandă? Și nici nu vreau să vă întreb cât șoferi de-ai dumneavoastră, angajații companiei, nu vă reclamă totuși că benzile alea sunt și nu sunt utile. Să știți că am văzut din ce în ce mai puține vehicule care nu ar avea dreptul să circule pe acolo și utilizează benzile dedicate. E adevărat că o implicare mai mare a autorităților locale ar duce la beneficii și mai mari pentru transportul public local. Eu consider că și prin monitorizarea spațiilor de parcare, pe de-o parte, și prin înființarea în continuare a acestor benzi dedicate transportul public în comun, numărul de călători care va utiliza acest sistem de transport va crește. Hai să ne dați și niște știri în emisiune. Spuneți-ne așa, autobuze electrice, ați spus 100? 100 de autobuze electrice care vin
împreună cu 100 de stații de încărcare. Când? Până la sfârșitul anului 2023, acestea vor fi în traseu. Contractul este semnat, așteptați să vi se livreze, nu? Ele se livrează din China? Producătorul componentelor e o companie din China. Compania care le asamblează, în conformitate cu documentele de omologare pe care le-am parcurs și eu, e adevărat, chiar dacă ulterior analize efectuate de către Comisia de Analiză a Ofertelor, este o companie din zona metropolitană București. Se vor livra toate odată? Conform contractului, trebuie să prezinte prototipul și după aceea să prezinte celelalte vehicule până la sfârșitul anului. Deci autobuze electrice vor circula pe ce linii? Cam pe toate liniile, pentru că o să traversez zona centrală. Studiul de oportunitate e făcut astfel încât să favorizeze reducerea poluării în zona centrală și în acest sens, în faza studiului s-a dorit ca ele să fie garate în trei puncte de lucru, dar luând în considerare infrastructura energetică a capitalei, noi trebuie să facem niște modificări astfel încât să le putem pune. O întrebare, dacă îmi permiți, Florin. Spuneați, trebuie să prezinte prototipul. Adică va fi un vehicul care nu mai circulă pe nicăieri în această lume, nu? Prin nicio zonă. E făcut pentru prima dată și lansat în București. Nu, e un vehicul care e omologat în Uniunea Europeană. E un vehicul care a mai fost achiziționat de către Ministerul Dezvoltării și livrat în anumite orașe din România, dar are suplimentar niște dotări specifice vis-a-vis de monitorizarea vehicului, vis-a-vis de validatoarele pe care trebuie să le aibă. Tipul ăsta de vehicul mai circulă pe străzile vreunei alte capitale europene? Sau dar în România mai sunt, nu? Știu că discutam de Barcelona. Chiar la Barcelona am discutat cu o companie care se ocupă cu leasing operațional, o companie, n-aș vrea să-i dau numele, care se ocupă și de zona energetică și acolo era chiar una dintre oferte, dintr-o paletă largă de vehicule pe care le finanțau dânsii, era și acest vehicul. Era și acest. Bun. Da. Bun, 100 de autobuze electrice, 100 de tramvaie, nu? Imperio, de la Arad, din care aveți în circulație 42, nu? 42 astăzi, luând în considerare faptul că, din păcate, au fost și niște accidente, pe de-o parte, pe de altă parte, unul a fost livrat ieri și va fi pus în funcțiune până la sfârșitul săptămânii următoare. Restul, până la 100, când vor veni? Lunar, furnizorul va livra câte 5 tramvaie până la sfârșitul anului. Practic, se depășesc așteptările și provizionările pe care am avut chiar în contractul de furnizare, astfel încât, probabil, vom ajunge undeva la un număr de 70-75 de tramvaie pe care le vom utiliza până la sfârșitul anului în București. Bun. Mai era vorba despre trolebuze. Aici este un contract care se va semna pe PNRR, dacă am înțeles bine? Nu. Contractul cu trolebuzele a fost semnat în primăvara acestui an. E semnat cu o companie din Polonia. Câte sunt? 100 de trolebuze cu autonomie de 20 de kilometri, ceea ce permite practic o modificare a liniilor de transport în comun pe de-o parte, astfel încât să putem traversa inclusiv zona centrală, care nu deține în momentul de față o rețea energetică care să pună în valoare aceste vehicule. Pe de altă parte, accesul și retragerea acestor vehicule va fi efectuat mult mai ușor, astfel încât să avem costuri mai mici. Și atunci când, și trebuie să previzionăm și aceste lucruri, când există defecțiuni, ba rețea, ba la vehicul, acestea vor avea posibilitatea să circule în continuare pe distanța respectivă, astfel încât să nu blocheze traficul. Și ele când vor fi livrate? Contractul prevede livrarea acestora până luna martie a anului 2024. Primele vehicule o să sosească în luna decembrie 2023. Mai mult de atât, țin să anunț că există. Deci această finanțare este asigurată prin administrația Fondului de Mediu,
iar suplimentar există o finanțare asigurată pentru încă 22 de troleibuze și urmează ca în cel mai scurt timp se publice licitația pentru achiziționarea acestora. Sunt mai lungi sau mai scurte astea 22? E aceeași gamă de 12 metri. Pot spune însă că odată cu achiziționarea celor 122 de troleibuze cu furnizarea lor, luând în considerare și faptul că mai avem cele 97 de troleibuze Iris-Bus, chiar dacă au o vechime considerabilă, întreaga flotă de troleibuze va fi dotată cu aer condiționat. Deci până acum am numărat 322 de autobuze, troleibuze și tramvaie noi în București. Mai este ceva ce vreți să cumpărați? Există un studiu de oportunitate validat în Consiliul General în urmă cu o săptămână și jumătate. Practic, s-a depus și o solicitare de finanțare prin PNR pentru 46 de tramvaie, dar pe lângă acest aspect, și am avut și zile trecute discuții cu Banca Europeană de Investiții pentru cofinanțare, știm că urmează deschiderea noului program operațional regional și ne dorim finanțarea 250 de tramvaie, dintre care 100 vor fi din gama de 27 de metri, care vor avea și o componentă specială, 10 dintre ele vor fi bidirecționale, 100 vor fi de 36 de metri și ca și noutate, pe anumite linii unde fluxul de călători e foarte mare, am solicitat și așa rezultă din studiu că e necesară și dotarea unor linii cu vehicule de 45 de metri lungime. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Directorul general al STB este invitatul zilei de astăzi, domnul Adrian Criț. Discutam și îi răspundeați la întrebarea lui Florin ce urmează ne descriați, ce ar urma să faceți. Nu, că mai am. Dotări. Mai am. Bun, am vorbit de autobuze electrice, de tramvaie, de troleibuze. Există un program privind refacerea stațiilor și refacerea afișajului electronic, în sensul în care ar trebui să știi când vine următorul tramvai sau următorul troleu, cam ca la metrou. Proiectul ăsta când va fi implementat în București? Există finanțare și pentru acest proiect. E finalizată documentația de atribuire, deci caietul de sarcini în documentația în integralitate urmează să fie publicată și în cel mai scurt timp, cu o excepție adevărat, tot ceea ce înseamnă zona metropolitană va fi dotată cu panouri de afișaje care vor arăta când sosește vehiculul în stație, ce tip de vehicul sosește, deci linia, și când sosește. Cu excepție vă referiți la sectorul 1? Aceste date vor fi extrase, datele de monitorizare din aplicația InfoTB, care e funcțională în momentul de față, și într-adevăr, din păcate, excepția este sectorul 1, dar și acolo, dat fiind faptul că Asociația Metropolitană de Transport București-Ilfov nu poate face achiziția și pentru sectorul 1 în momentul de față, pentru că deja e prezent într-un proiect, noi ne-am asumat și am avut discuții chiar și cu conducerea sectorului 1, cu administratorul public, astfel încât Societatea de Transport București să investească și să doteze și stațiile din sectorul 1 cu... Deci veți acoperi și sectorul 1 pe proiectul ăsta. Valoarea de cât? Cât este proiectul ăsta? Valoarea proiectului, dacă nu mă înșel, e undeva în jur de 60 de milioane de lei. Bani de la? Sunt fonduri prin programul de reziliență, prin PNRR. Deci tot fonduri europene. Da. Mai este un proiect pe care l-a anunțat primarul Capitale, privind reabilitarea, renovarea 50 de kilometri de șină de tramvai, nu? Ne-am implicat în acest sens. Aș vrea să spun o poveste scurtă. Atunci când s-a declanșat licitația pentru achiziția celor 100 de tramvaie, ca și măsură complementară era obligatorie modernizarea celor 50,2 kilometri de cale dublă de rulare. Din păcate, nu s-au făcut pași în acest sens decât începând cu anul 2021 și dat fiind faptul că noi avem deja date din teren, am reușit împreună cu colegii mei de la proiectare să pun la dispoziția municipalității într-o perioadă foarte scurtă, adică într-o jumătate de an, studiile de fezabilitate pentru scoaterea la licitația acestor linii. Mai mult de atât,
pentru linia 5 de tramvai am pus la dispoziția municipalității inclusiv proiectul tehnic de execuție pentru aceasta. Toate aceste linii au fost scoase la licitație. Din păcate, două dintre ele nu au avut ofertanți. Aici e vorba câte pachete de linia... au fost inițial? 10 pachete? 10 au fost linii? 16 pachete. 16? 16 și ați licitat 14? Au fost 16 loturi, dintre care unul dintre ele s-a exclus. Am dat deoparte vorba de linia 5, pentru că acolo aveam deja și proiectul tehnic și ofertanții trebuiau și trebuie direct să intre în partea de execuție, iar dincoace au și un termen de o jumătate de an pentru execuția proiectului tehnic. Pot spune însă că pe lotul 1 și lotul 2, care sunt cele mai ample și cu cele mai multe probleme de infrastructură a căii de rulare, e vorba de liniile 40-55, nu au existat ofertanți. Și atunci am reanalizat împreună cu municipalitatea. Lotul liniei 55 cu zona Ferdinand va fi scoasă exact cum a fost în faza inițială, luând în considerare o durată de execuție mai mare, adică trecând de la un an la doi ani în perioadă de execuție și proiectare. Iar lotul 1, care cuprinde zona Paladii și tot traseul cu calea Călărașilor până la Piața Sfânta Vineri, practic va fi împărțit în trei segmente. O analiză proprie făcută în ultima perioadă a dus la ideea ca zona cu o lățime îngustă între zona Hala Traian și zona OMV-ului, de unde practic se duce iarăși la două benzi pe sens până la Piața Sfânta Vineri, să fie făcută cu sens unic, astfel încât vor fi scoase la licitație urmarea documentație prezentată la municipalitate, lotul 1 de la capătul de linie din Titan și până la Hala Traian, lotul 2 cu bucla până la OMV-ul de pe calea Călărașilor și celălalt lot să aibă sens unic, cum ziceam, dar trebuie refăcut expertiza și studiul de fezabilitate, astfel încât să avem celălalt sens care merge pe Matei Basarab. Acest lucru ne permite să avem o influență mai bună a mijlocului de transport în comun, pentru că știm că acolo din păcate există conflicte de trafic. La cât anticipez eu, veți intra în teren până în 2024-2025, practic veți deschide șantiere pe 50 de kilometri de cale de rulare din București. Practic, București se va transforma la anul într-un imens șantier. Administrativ, cineva trebuie să-și asume și aceste lucruri. E o provocare și pentru noi, pentru Societatea de Transport București, pentru că pe zonele respective, noi trebuie să înlocuim tramvaiul cu autobuze. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să-i declanșarea, să le spune și bucureștenilor. Da. Să declanșarea... Își lasă mașina acasă, eventual. Da, da, e o realitate. Declanșarea acestor lucrări va fi dată prin comenzi punctuale, astfel încât să, împreună cu poliția, brigada de poliție rutieră, să creăm cât mai puține zone care să fie blocate în București. Zona asta, Călăraș, Hala Traian, pe care o descrieți, gândindu-te că de acolo, unde o să se lucreze, o să cobor spre Unirii, unde tot planșeul ăla va fi în construcție, ce să zic? Eu cred că ne dorim un transport public modern și în condițiile în care avem tramvaie noi și ne dorim tramvaie noi, avem nevoie și de infrastructură. Nu ați gândit ca pe perioada în care veți transforma București într-un șantier, da? 2 ani, 3 ani, să le oferiți bucureștenilor transport public gratuit? E o decizie pe dacă care... își lasă mașina acasă? E o soluție, însă această decizie o ia Consiliul General al Municipiului București. Ați susține varianta asta? E o idee, atâta vreme cât municipalitatea poate suporta aceste costuri și cred că există soluții pentru acest aspect. E o variantă care trebuie luată în calcul, e adevărat. Cred că această soluție va putea duce, e adevărat, și la o cunoaștere mai bună oferte pe care noi o putem prezenta cetățenilor. Să fie ca o perioadă promoțională, spuneți. Da. Spuneți-mi un lucru. Am vorbit foarte mult despre dotarea cu noi troleibuze, tramvai, autobuze, refacerea căi de rulare pentru tramvaie, toate însă aceste autovehicule, autoturisme, tramvaie, sunt conduse de oameni care
Țin să vă readuc aminte, recent, atunci când profesorii, spre exemplu, au organizat grevă generală, spuneau și colegii dumneavoastră, sindicatele din STB, că se alătură protestului. Cred că trebuie să găsim soluțiile care să ducă la rezolvarea tuturor problemelor. Iar pe zona socială, trebuie să fie conștienți angajații noștri că există niște limite date de bugetul, venitul și cheltuiel la societății. Eu pot spune că Societatea de Transport București s-a eficientizat în ultimii 2 ani și jumătate prin faptul că ponderea cu salariile din bugetul de venituri și cheltuieli total a scăzut de la circa 81% la circa 63% anul trecut. Asta pe de-o parte, pe de-altă și asta și urmarea digitalizării, a transformării digitale. Există anumite procese care au fost digitalizate. Există anumite activități care au fost externalizate acolo unde practic calitatea asigurată de către anumite societăți private s-a dovedit a fi mult mai bună. Cum ar fi curățenia în mijloacele de transport în comun, care n-a ajuns să fie ceea ce ne-am dorit la modul ideal, dar e vizibil alta față de ceea ce era în urmă cu un an de zile. Cum ar fi paza obiectivelor pe care noi le deținem. Acolo sunt efectiv și reduceri de costuri. Deci avem chiar reduceri de costuri prin externalizare, ca să nu vorbim de calitate. Aveți peste 9.900 de angajați? Am plătit compania cu 11.750 de angajați. Salariul mediu în companie acum de peste 1.000 de euro? Salariul mediu în momentul de față ajunge, salariul mediu brut ajunge undeva la aproape 8.000 de lei. Consider că e un salariu decent pentru ceea ce oferim în momentul de față călătorilor și consider că trebuie să ne implicăm mai mult pentru ca dorința noastră vis-a-vis de majorarea salarială să fie una STP, reală. STP, domnule director, este pe pierdere, pe profit? Societatea de Transport București... În 2023, cum estimați? E o companie care oferă niște servicii publice. Și dat fiind faptul că transportul public în orice capitală europeană e finanțat și de către autoritatea locală, pentru că există niște facilități date pentru elevi, pentru studenți, pentru pensionari, pentru anumite categorii profesionale, nu e pe pierdere. Deci societatea nu a fost pe pierdere nici în anul 2021, nici în anul 2022 și urmarea implicării conducerii societății și pe 2023 o să închidă anul pe profit. Dar să nu ne gândim la un profit luând în considerare un profit care să fie un procent din cifra de afaceri a societății. Pentru că noi funcționăm după un contract de delegare și profitul dat fiind faptul că suntem finanțați și de la bugetul local, înseamnă un profit rezonabil de maxim 1% din cifra de afaceri, pe de o parte, și acest aspect respectă și legislația europeană, e vorba de regulament 1370 din 2007. Pe românește, dacă ați tăia subvențiile locale, nu se finanțează nimeni, pentru că... Dar în Barcelona, unde ați fost, cum este compania? La fel. Toată lumea se finanțează din surse proprii și din surse date de municipalitate. Există însă soluții suplimentare, complementare, le-aș numi eu. La Lyon, de exemplu. La Lyon există o anumită taxă pentru companiile care au mai mult de 9 angajați. O taxă plătită de fiecare companie care se duce la transportul public local. Noi am adus facilități companiilor care achiziționează abonamente și credeți-mă, avem o companie care a cumpărat 2000 de abonamente integrate, o companie din București pe transportul public local. Serios, ca să meargă angajații cu transportul public? Deci aveți public. O companie mare? E o companie mare din zona IT-ului care a cumpărat 2000 de abonamente integrate pe transportul public local. Integrate metro plus transport de Societatea suprafață. De Transport București plus ceilalți operatori de suprafață, că noi avem acolo o ofertă tarifară integrată. Sunt multe companii sau este un caz izolat? Mai avem companii, mai avem și
autorități locale care instituții publice de curiozitate. Da, există puține, adevărat, dar există și anumite instituții publice care au achiziționat bătălia abonamente. Pe parcări în fața instituțiilor publice întotdeauna e una proverbială. Există. Recent a interzis Consiliul General parcările rezervate pentru instituții. Da, poate și ar fi o idee bună să meargă către dumneavoastră. Și o facilitate, asta vreau să zic. Pentru companiile care achiziționează mai mult de 30 de abonamente, există o reducere în funcție de numărul de abonamente care pleacă de la 15%. Mm. Deci e o facilitate și pentru companie și pentru angajați și pentru transportul public local. Luăm ultima pauză a discuției noastre de astăzi, ne întoarcem însă imediat. Ne-am întors în fațata continuă. Directorul STB, domnul Adrian Criț, este invitatul zilei de astăzi. Domnule director, nu mai avem mult timp la dispoziție. Întrebare, sigur, una generală, răspunsul ar fi foarte lung. Când vor ajunge bucureștenii chiar să își dorească să circule doar și să fie suficient din punct de vedere al condițiilor doar cu STB? Investițiile în infrastructură vor fi finalizate maxim 2 ani, pentru că deja oferte sunt depuse și acest lucru favorizează practic circulația cu tramvaiele în București. Investițiile în material rulant, în autobuze, vor fi efectuate în perioada următoare, astfel încât să prioritizăm transportul ecologic, transportul electric. Bun, până atunci mai am eu niște probleme legate de actualitate și de experiența de călător. Dumneavoastră vă plac autobuzele alea colantate cu totul, astfel încât să nu poți să vezi pe geam? Nu. Și veți face ceva în privința asta? Am chiar în prima ședință a Consiliului de Administrație o să avem o discuție, am propus o discuție vis-a-vis de colantarea vehiculelor și știu o facilitate, din păcate, sau nu dau seama cum să o numesc, prin care se fac anumite promovări pentru companii care sunt de jocuri de noroc. Adică nu e o chestiune care deci scoate, să favorizeze reclamele la pariuri. Reclamele la pariuri, da. Eu mi-aș dori să le exclud. Autobuze? Din păcate, legislația nu blochează acest aspect deocamdată și atunci e nevoie de un aviz pozitiv, de o aprobare din partea. Dar tarifele le faceți dumneavoastră, puteți să tarifele cereți. Sunt aprobate în Consiliul de Administrație. Tarifele sunt aprobate în Consiliul de Administrație și noi practic avem componentă executivă prin care. Și mai am o întrebare la dumneavoastră, când ați plătit ultima amendă pe mijloacele de transport? Eu personal am plătit ultima amendă pentru parcare. Recunosc, pentru mijloacele de transport. Pentru că ați mers fără bilet. Amendă. Lăsați-mă cu parcarea, că nu vorbim pot de arăt, pot să vă arăt și faptul că am plătit bilete. Am fost ultima dată la meciul de pe stadionul Steaua, meciul de deschidere de la Campionatul European Under 21. Și am plătit, am circulat cu tramvaiul și am plătit la validatorul din tramvai. Despre controlori, câți aveți în momentul ăsta? În momentul de față sunt circa 250 de controlori care activează pe toate mijloacele de transport în comun. Cred că acest număr va crește în perioada următoare pentru că urmarea digitalizării și a trecerii de la centrul de vânzare fizic la acea componentă de e-kiosc, toată zona, nu în integralitate, dar vor rămâne maxim 50 de centre de vânzare care vor deveni centre de vânzare și informare în anumite zone strategice cu o altă identitate, pot să spun, să scăpăm de acele chioșcuri care nu aduc o imagine bună municipalității, la parter de bloc, la parter de clădire, adică sunt alte soluții care trebuie implementate și angajații care în momentul de față activează în centre de vânzare să fie redistribuiți către componenta de control a titlului de călătorie. Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule director, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!